Conform unui studiu desfășurat pe o perioadă de 13 ani pe un eșantion de bărbați și femei băutori de cafea, consumul moderat al acestei băuturi i-a dus, în timp, la ameliorarea unor afecțiuni precum cele de inimă, respiratorii, sau chiar a diabetului. Cu toate acestea, consumul de cafea s-a dovedit total ineficient împotriva cancerelor. Am observat unele legături surprinzătoare între consumul de cafea și incidența unor afecțiuni care duc, în cele din urmă, la deces. Efectele benefice ale cafelei au fost observate atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților, indiferent de vârsta și greutatea subiecților sau de faptul că unii dintre ei erau fumători, iar ceilalți nu. Declară cercetătorul Nea Freeman din cadrul National Institute of Health. E important de subliniat, totuși, că studiul evidențiază o legătură, dar nu una de cauzalitate directă, între consumul de cafea și scăderea ratei mortalității. În pofida studiilor anterioare, conform cărora consumul de cafea are efecte nocive pentru sănătate, aceste noi cercetări se adaugă unei serii de descoperiri recente, conform cărora consumul de cafea nu doar că nu este periculos, dar aduce chiar unele beneficii clare pentru sănătatea oamenilor, susține și Jeanine Jenkinger, profesor de epidemiologie în cadrul Columbia School of Public Health din New York. Profesor Jenkinger este de părere că cele mai mari beneficii apar în urma consumului de cafea neagră simplă, adăugarea de frișcă, zahăr sau alți aditivi asemănători fiind dăunătoare sănătății. Cercetătorii au studiat un eșantion de 402.260 voluntari cu vârste cuprinse între 50 la 71 ani. În perioada de 13 ani a studiului, un număr de 52.515 voluntari au decedat din cauze naturale. Noul studiu elimină din calcul efectele negative ale fumatului și băuturilor alcoolice, concentrându-se strict doar pe efectele consumului de cafea. Una dintre dificultățile studiului este faptul că, adesea, băutorii de cafea fumează și consumă alcool, este de părere Edward Giovan Nucci, profesor de nutriție și epidemiologie din cadrul Harvard School of Public Health din Boston. Cheia este moderația. Conform unui studiu anterior realizat de clinica Mayo, consumul a mai mult de 4 cești de cafea pe zi poate provoca dureri de cap și de stomac, stări de neliniște și accelerarea ritmului cardiac. Toate acestea fiind atribuite cafeinei. Cu toate acestea, se pare că populara băutură conține mulți antioxidanți și compuși chimici care pot preveni multe afecțiuni. Unele substanțe din cafea sunt printre cei mai puternici antioxidanți naturali din dieta noastră zilnică, susține profesor Giovan Nucci. Cafeaua este bună și pentru creier. Neurologii au descoperit că băutorii de cafea prezintă riscuri mai mici de a dezvolta afecțiuni cerebrale pe măsură ce îmbătrânesc, comparativ cu cei care nu beau cafea. La fel, cercetătorii atribuie mari beneficii polifenolilor din cafea, care ne ajută să ne îmbunătățim capacitățile cognitive. Cafeaua, și nu cafeina, este cea care ne aduce beneficii clare pentru starea generală a sănătății, ducând la reducerea riscului de a avea boli cardiovasculare și diabet. Este de părere și Terry Graham, profesor de nutriție la Universitatea din Guelph, Canada.